ca să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, pentru ca să se dăruiască ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Boboteaza sau Epifania este sărbătorită la 6 ianuarie de către Biserica Ortodoxă și Catolică. Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători ale anului pentru creștini. De obicei, în această perioadă este foarte frig în România, de aceea este des folosită expresia gerul bobotezei. Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în ajunul Crăciunului. În grecește, cuvântul boboteaza este numit teofanie sau epifanie, care se traduce prin arătarea Domnului, adică a Sfintei Treimi. Creștinii occidentali comemorează în primul rând vizita magilor la nașterea pruncului Iisus și astfel manifestarea fizică a lui Iisus către neamuri. Ortodoxii comemorează botezul lui Iisus în râul Iordan, văzută ca o manifestare către lume a Fiului lui Dumnezeu. În localitățile așezate pe malul unui râu, pe malul Dunării sau pe țărmul mării, se obișnuiește ca preotul, cu ocazia slujbei care se face acum, să arunce o cruce de lemn în apa foarte rece, uneori chiar înghețată, după care sar câțiva flăcăi curajoși pentru a o duce înapoi. În toate bisericile ortodoxe, preoții fac aghiazmă sau apă sfințită, cu care botează apele, oamenii, animalele și casele. Această tradiție face parte din multe altele în legătură cu boboteaza, încărcate de practici magice și obiceiuri agrare preluate în creștinism din tradițiile anterioare, precum fertilitatea, purificarea, cinstirea apei și a focului. Boboteaza este astfel și o sărbătoare dedicată purificării naturii și mai ales a apelor de forțele răului. Tradiția ortodoxă cere ca acum să se mănânce piftie și grâu fiert și să se bea vin roșu. Aceste zile de sărbătoare sfântă pentru toți creștinii sper să ne aducă tuturor câteva momente de liniște interioară, de care să profităm pentru a începe un nou an plin de speranță. Totodată, țin să le doresc tuturor celor ce poartă numele Sfântului Ion să aibă parte de împliniri, sănătate și fericire. La mulți ani, semnează Maria Precup, primarul municipiului Reghin.